Jody! Mikey, ce faci? Știu că ai spus să nu facem mare caz din asta, dar n-am ascultat! Wow! Ce sărbătorim? Fă pași, cheia! Am primit rolul principal în piesa școlii! Ce? Trebuie să-i scriu lui Dan! Îi scrii iubitului meu? De 7 sau 8 ori pe zi, maxim! Asta e dubios! Asta e ciudat! Vreau să spun cât sunt de fericit să te privesc cum îți înfrunți temerile! Când va fi timpul să urci pe scenă, în adâncul tău știi că o vei da în bară! În sfârșit ai primit ce-ți doreai! Chiar crezi că o să-ți iasă asta? Deci, vocea asta ți-a apărut aseară în cap? Mereu era o voce. Asta e doar... Mai tare? Te face să crezi că temerile tale sunt adevărate? Dar de ce să apar acum? Pentru că acum ești expusă. Și cu cât ești mai expusă, cu atât mai tare devine vocea aia. Sunt Tommy. Joc pe Conrad. O să te saturi să-mi vezi fața. Scuze. Tu o să te saturi să-mi vezi fața. Asta e imposibil. El cine e? Colegul meu. Acum ești mis popularitate la școală. Mi-am petrecut toată viața așteptându-te. Lasă-l pe Dunkelman și tu fii atentă la spectacol. Ne trebuie 27 de bilete pentru premieră. Nu stai, 28. Dr. Seeger. Mi-ați invitat medicul pediatru. Probabil m-a văzut pe TikTok. Ai cont de TikTok? Nu mă urmărești? Există un obstacol mai mare ca cel pe care ți-l formezi tu în minte. Sunt pierdut fără ea. Surpriză! Bine! Hei, tată, cine e fata asta? E sora lui Stig! Sora lui? Oh, nu. Ai închiriat mai mult suedezi?